Cam cu asta vom rămâne în viață și sau după viața asta. Noi și familia noastră, să știți. Unii vor rămâne cu patru câini sau trei peseci. Că cam asta e moda asta, să crești câini și peseci. Că mă înfior, mă duc pe stradă și dacă plânge un copil, nu-l bagă nimeni în seamă numai maică sa, dacă nu stă pe telefon și maică sa. Dacă cumva trece un câine pe stradă, se opresc mașinile și, da? Așa a ajuns lumea de astăzi. Dragii mei, băgați cântarea asta la inimă și băgați în cap cântarea asta și faceți copii într-o Românie în care avortul e mai apreciat ca a purta sarcină. Nu o să rămâi nici cu pejonii și cu Q7 în ziua când trebuie să pleci de aici. Vei rămâne cu niște copii care îți vor spune mulțumesc. Mă gândeam când timp ce se cânta cântarea cu o parte din voi sunteți în sală când l-ați avut părinți înțelepți. Ați înțeles ce spun astăzi? 60% și ceva la sută din, din, din portate de români în 90 or o sfârșit prin avort. 60% și ceva la sută. Ești la facultate astăzi, că mamă ta, deși nu avocator de microunde și nici firma Pampers și nici condiții extraordinare ți-au dat viață. Să-i spui mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și să spui mulțumesc părinților tăi. Și să nu mai trântești ușa în față la ei, și să nu le spui de ce mi-ai pus mâncarea asta la facultate. Că îți garantez că au făcut tot ce au putut. Ca să te trimit aici. Asta e generația mea. O generație care se uită în spate cu respect și ar trebui să se uită în spate cu respect. Slavă Domnului că nu am avut, nu avut prea multă înțelepciune, părinții mei. Au astăzi foarte în înțelepciune. Și o să aibă mult soarta câinilor, că cresc câini și pisici. Ca un copil, zice: Ce cum fac un copil? Dragii mei, ascultați, mai mă uit la copii, fetițele mele care le am acasă, am două fetițe și un băiat. Dacă îmi pare rău de un singur lucru, e că de multe ori când am venit de la Evanghelizare, ele deja dormeau. Nu o să rămâi în viață cu cardul de la Raiffeisen, ci cu momentul ăla când mergi și tragi pătura peste copii. Cu asta o să rămâi în viață. Și acum vreau să mă duc un pic mai adânc și sfârșesc introducerea mea, dar m-a mișcat cântarea asta. E compusă de un prieten de-al meu din America. Cântare extraordinară. Oamenii buni, ascultați-mă, când ne vom sfârși în viața și am participat și am predicat la zeci de mormântări, încă n-am văzut lângă SICRIU, încă n-am văzut copiii lângă SICRIU care să zică tati, de ce ai avut Logan și n-ai avut des? Încă n-am văzut mamă lângă sicriu care să zică, fată lângă sicriu care să zică, mami, mami, de ce nu ți-ai permis călcători cu aburi? Ți-ai permis numai călcători din la slab cu 1.200.000, marcă ceva second. Știi ce am observat, dragii mei, în viață? Și Dumnezeu ne-o crea pe noi în felul acesta, când noi plecăm dincolo, în urma noastră să rămâne valorile spirituale. De aceea mă adresez părinților care sunt de vârsta mea, și cu ei voi încheia introducerea pentru că apoi mesajul se adresează în special tinerilor. Lăsați-le copiilor voștri moștenire de frumos. Am văzut că a fost un accident în Hunedoara. Când un copil a ieșit pe geam, 18 ani, și tata a scăpat integru și la copilul au fost iate venele în, pe geamul acela. Și în timp ce se scurgea sângele din copil, a zis copilul să uita la tata și a zis, tati, spune rugăciune. Ce e interesant, nu au zis, tati, nu mai poți să-mi dai 50 de euro. Ies și eu la monă să seara asta. zice, putea să zică tate, dar de ce nu, nu te-ai permis Ken Te-ai permis numai training. Nu au zis. Că noi în momentul când trecem din viața asta oameni buni, nu ducem cu noi decât valorile spirituale, să știți. Și în urma noastră rămân ca o amintire valorile spirituale. O zis, tată, spune rugăciune și tata, au zis, nu știu. Aveți acasă părinți care vă promit că se roagă pentru voi în fiecare zi. Ei spun rugăciuni pentru voi. Și ați avut harul să fiți îndreptați de mici spre chiar, Pentru că ei au înțeles ce spune Biblia, învață pe copil calea. Și băiatul ăla în timp ce mori au zis, statii, mi-a dat mașină la 18 ani când am făcut majoratul. Mi-a promis apartament într-un oraș mare de aici, din România. Mi-a dat exact ce n-aveam nevoie mi-ai dat plăcere, dar nu mi-ai dat nevoie. Ca asta face diavolul. Diavolul spune, ia plăcerea și ți-o sufletul. Dumnezeu spune, dacă ai ce mânca și ce îmbrăca nevoi, e suficient. De acum caută împărăția. Doamne ajută-ne la asta. Domnul o să binecuvinteze toți părinții din România. Și Domnul o să vă binecuvinteze pe voi. Să fiți o cinste pentru ei. Și să știți un lucru. Veți rămâne cu puțin prieteni în viață, dacă veți fi sfinți. Sfinții au puțin prieteni, să știți. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, câți prieteni au avut. Uitați-vă la Iisus câți prieteni au avut, că au plecat și ucenicii lui. Uitați-vă la Iisus, au avut 5.000, apoi 70, apoi 12, apoi 11, apoi 3 și apoi 1. Sfinții au puțin prieteni. Dar pe lângă Dumnezeu este cineva care rămâne în viața alături și aștia părinții mei și părinții tăi. Și spun, Doamne, binecuvintează-i și Domnul să vă ajute să fiți ce este pentru ei. Mai dați-le câte un telefon din când în când. Mai întrebați ce mai fac, nu așteptați să treacă două, trei săptămâni ca să vă uni da? Și Domnul să vă ajute la asta, amin. Dragii mei, astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva cursuri obligatorii pentru viitorii absolvenți, pentru că mă gândesc că nimeni nu a venit astăzi aici să zică mă, eu vreau să mă fac o facultate, dar nici nu mă gândesc să absolvez, zice. Nu, da? Deci toți care ați venit aici la o facultate în Timișoara și toți care sunteți studenți aici, ați venit cu gândul acesta, cu ideea aceasta, ca într-o zi să primiți o diplomă în mână, da? Și spune, Spune proverbe 19 cu 20, ascultă, da? Primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Să fii înțelept pe viitor. Dragii mei, vreau să luăm câteva cursuri. Nu știu de la ce facultăți sunt aici studenți. Eu am luat 5 cursuri de la 5 facultăți. Le vom trece în mod spiritual, le vom spiritualiza și vreau să învățăm câteva lucruri, da? În primul rând, primul curs pe care vreau să-l iau de la Facultatea de Litere din Timișoara se numește Limba și Literatura Divină. Limba și Literatura Divină, da? Nu știu că sunteți de la litere, dar vreau astăzi să, să vă spun un lucru foarte important. Dacă vrei să vorbești corect limba cerului, va trebui să nu uiți de manualul care se numește Biblia. Ce mă doare foarte mult la Samson era că el știa mai bine ghicitorile decât Biblia, da? Ziceau fili... ce, 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 ziceau filistenii? Zice, mă, da ce faine banguri zici, mă, da ce faine... Dar mai, mai, ai ceva, zice? Mai, mai spune-ne câteva, zice, că văd că te pricepi. Dacă ar fi spus versete biblice, nu cred că ar fi zis filistenii, mai zine câteva versete. Dar era expert din coace, da? De unde știu că nu știu legea, Samson? Știi ce spunea legea? Legea spunea nici măcar să nu te atingi de un hoit, dar să mai mănânci dintr-un hoit. Dar asta face diavolul în viață. Și diavolul va încerca pentru voi în Timișoara, dacă nu cunoașteți mierea de aici, să vă dea mierea din trupul unui leu mort. E tot miere și aia, da? O să zici, frate te e tot miere și aia. Da, e miere. Dar ascultă-mă, mierea, mierea aia nu e mirea pe care o mâncat -o Ionatan, la care i-o schimbat fața, nu. Aia e mierea care îți, îți, îți dărâmă viața. și să spun, Doamne, ferește-ne de asta. Un test simplu, ca să vezi că de pucăiți sunteți, eu l-am făcut acasă și vreau să spun că mai am foarte mult să mă pucăiesc. Am mers într-o seară acasă, am luat o lingură de miere, și am zis, Doamne, mă uit la mierea asta și vreau să văd dacă m-a fost mai frumoasă ca predica care am ascultat-o. Sau ca și Biblia pe care am citit-o, da? Și dacă e mai dulce mierea aia de la albine decât Biblia care o citești, trebuie să te pocăiești. Și trebuie să ne pocăim. Doamne, ajută-ne la asta. Că David au zis invers, zice, zice, mai scump e cuvântul pentru mine decât mierea, zice. Mai scump, mai, mai frumos, mai, mai dulce cântarea care a fost, a fost despre Iosua. pune într rog și afișează într rog Iosua, capitolul 1, cu versetul 8. Îl știți pe de rost, da? Slavă Domnului că am avut profesor de școală dominicală. Că altfel cine știe cu ce rămâneam în viață? Dar slavă Domnului, Domnul să necuvânteze toți profesorii de școală dominicală. Amin! Spuneți amin! Amin! Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de... Dragii mei, fac o paranteză și vreau să vă spun ceva. Cu cât distanță dintre tine și legea și Biblie se va mări, cu atât distanța dintre tine și păcat se va micșora. Să știți asta. Cugeți asupra ei când? La examen. Eu am avut niște colegi foarte pocăiți, dar numai când erau examen, erau pocăiți. Da? Să vă spun ce făceau oamenii ăștia. Vineau, când vinea examenul, deschideau Biblia la întâmplare. Apoi nu vă spun ce e așa. Am primit de la Domnul un verset când mă, când mă gândeam la predica asta să vă spun care, e versetul care s-ar putea să vi se deschidă. Versetul studentului din sesiune. of 3 cu 26. Nici nu știați că este în Biblie. Nici nu știu că este în Biblie asta pune te rog, Iov 3 cu 26. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și nici cazul de... Ăsta noi. că e la, de la Domnul l-am primit ăsta. Deci, dar nu vi-l doresc asta, asta știți că nu vă ajută cu nimic asta. Asta e numai o constatare, da? Constatare. Ție, străbă, ție străbă, subiecte rezolvate, nu trebuie constatări, da? Că toți știm că ești necăjit. Dar eu vreau să fac o subliniere, dacă trăiești cu Dumnezeu la zi, nu o să dai de din astea din Biblie, da? Vineam ieri pe mașină cu un prieten foarte bun și mi-a zis, Cristi, să vezi ce poți frate, mi-a zis el la 16 ani s-a gândit că ar fi fain să ai o prietenă, nu? Alții, la, în, alții, înainte să aibă boletin deja o prietenă, da? Nu știu ce poți să faci cu o prietenă, da? deci până la 20, 22, 20, ai și termin în facultate, nu? Găsești un loc de muncă, nu? Pentru că mama mea avea o vorbă, dragostea trece prin stomac, n-am crezut-o. Dar azi îi dau dreptate, da? Și slavă Domnului că pentru mine nu a fost prea târziu, dar pentru unii prea târziu, da? Dragii mei, vreau să vă spun că acest prieten să s-a gândit să aibă o, o zis, Doamne, eu înainte să, zice, să, să, să mă cu fata asta, zice, la 16 ani, zice, zice eu vreau să, să Biblia la întâmplare, zice. Dar eu nu prea citesc Biblia, zice, la... dar așa când sunt momente cruciale în viață, o descriu Biblia la întâmplare. Știi ce să o deschizi? Iisus spune acolo un ucenici, lăsați-o în pace pe femeia asta. <laughs> lăsați-o în pace, zice, da? Deci asta s-a întâmplat și vă spun și biserica, dar n-ar să vă dau de pale. Deci nu spun neadevărul. Dar vreau să subliniez un principiu foarte important. Dacă te comportă așa cu Dumnezeu, Dumnezeu o să deschide Biblia unde nu o să te aștept, da? Și o să ajungi într-un de sau într-o intersecție în care nu o să mai dai seama ce fac acum, unde ajung acum, da? Dragii mei, cel mai important curs pe care voi îl aveți, să știți, în facultatea voastră, cel mai important manual de care veți avea nevoie, e Biblia. Și spun, Doamne, dă-ne putere să o citim. Nu? Că mă gândesc la cântarea atât de mult, îmi place cântarea asta, dați-mi în mână ce? Revista automoto, da? Sau revistă de modă, sau mai știu. Nu, dați-mi în mână Biblia Divină. Și versul 2 îți lasă câteva întrebări. Carte în lume asemenea ei? Dar cum? Dar Carl May nu scrie frumos. Eu citeam foarte mult Carl May. Slavă Domnului că n-am avut computer când am fost mic. Nu Numai din clasa nouă. Cam am putut citi și eu cărți. Acum nu știu cum mai citesc cărți, da? Pentru aia, deci dacă vă uitați în librării cărțile care se scot tot mai subțiri, da? 40 de pagini, zice. 10 chei ca să ajungi de succes în viață. Câte pagini? 5, zice. Se poate citi oricine, zice. dacă ne pictisim repede, da? Un status, ceva. Dați-mi în mână Biblia Divină, carte în lumea asemenea ei nu. Dar de ce? Autorii clasici ai noștri, ai României, nu? Interbelici, postmoderniști, nu au scris frumos. Rebreanu, nu au scris frumos, Eminescu, nu. O scris interesant. Dar carte în lumea asemenea ei nu, în ce sens? În sens că aceste cărți de care v-am spus, m-au impresionat. Dacă când am luat cartea aceasta în mână și am citit-o, ea m-a transformat. Slăvit să fie Domnul! Mai este o cântare care tare mult îmi place, zice cântarea. Am o carte ce o iubesc, deși veche, o prețuiesc, căci pruncia mi amintește tot mereu. Pe genunchii mamei stam, pe cap mâna ai calda vream și în vorbea din ce? Din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute să prețuiți și să prețui în Biblia. Dragii mei, limbajul nostru, uitați-vă, Biblia nu te va învăța să știți că scrii cu capa și cu sâhă, să știți. Deci, Biblia nu te învață asta, da? Biblia nu te va învăța să folosești cuvinte uh, jignitoare la adresa unei fete sau invers, da? Da? Biblia nu te va Biblia te... Să știți că Biblia ne va educa într-un mod extraordinar, să știți. Să știți. Uitați-vă ce a făcut, ce a făcut întâlnirea, întâlnirea cea lui Moise cu Dumnezeu. Cum l-a schimbat pe Moise dintr-un bălbit, a făcut un profet. Dintr-un fugar în pustie, a făcut un lider. Nu știu ce ești astăzi, nu știu ce țel ai, dar vreau să spun ceva. Noi vom fi cea mai judecată generație, să știți. Avem Biblia pe telefon, pe calculator, aici, cuvintele Domnului în roșu, tot felul. Cel mai puțin avem, știți unde? În inimă. Cel mai puțin. Cel mai puțin. Dragii mei, vezi, vor fi momente în, în facultatea voastră, în universitate, unde veți fi voi, când veți fi departe, ascultați-mă, veți fi departe de părinții voștri. Și veți simți departe de pe părinții voștri. Mai ales când nu o să vă ajungă banii. Să vedeți cum, cum o să. Da, oamenii zice, dacă aș fi acum lângă mama și lângă tata, da? Vezi că este un proverb universitar un interesant. Să nu-și pe tatăl și pe mama ta, da? Adică iați minimul, nu Nu lua tot, da? Că unii jefu, jefuiesc părinții, da? Zice, mami, nu mai am bani, zice, mă, trebuie să-mi cumpăr, zice, trebuie să cumpăr limbajul C++, da? Și costă, zice, 40 și 50 de lei. Dar zice, nu trebuie bani pentru aia, zice, trebuie bani pentru altceva, da? Dar sună frumos, nu? Dragii mei, vreau să vă spun că vor fi momente de, când ve, vor fi părinți de parte, vor fi momente când uh, veți avea, poate, anumite întrebări, da? Când prietenii, uitați-vă la fiul risipitor, cât timp a avut fiul prietenii? Știți cât timp o Când fac, zice, vrei și haideți că fac eu cinste la pizza, zice. Plătesc eu la mol, zice. Dar în termenii noștri, vorbesc din ziua de astăzi. Și într-o zi au venit prietenii și au zis, fiul resipitor, vreau să fiu sincer cu voi, zice. Dar nu mai am bani. Nu mai am, zice. Ați plătiți voi. Cât au avut? Toți au plecat. Toți au plecat. Dragii mei, prietenii ne părăsesc, părinții ne părăsesc, poate sunt departe, poate slujitorii sunt departe. Vreau să vă spun ceva. Când vei avea întrebări, deschide cartea aceasta. Și închei primul punct cu o întrebare grea. Dacă ți-ar lua foc camera de cămin, ce ai salva? Unii ar trage laptopul după ei pe scări, să știți. Da? S-ar ține de cablu de ăla de VGA, da? Și ar trage după el pe scări laptopul. Numai să nu pierde conversația cu prietenul. Ce știi că mă mai bagă cineva în seamă, zice? 15 de ani de acum nu mai bagă nimeni în seamă, zice. Măcar acum să nu pierd, da? Dacă ai pierde poșeta în tramvai, de ce s-ar părea rău? Ce m-am din Italia, zice din Italia era, zice, da? Sclipiciul ăla, zice, l-am avut de în, de în state, zice, l-am comandat pe Amazon. Șase săptămâni trebuie până mă vine sclipiciul, zice. <laughs> înțelegeți? v ar părea rău după astea? Sau după ce ți-ar părea rău? Voi zâmbiți, dar înțelegeți unde mă refer, nu? Cui ar părea rău că o Biblia? Aia subliniată. Am deschis Biblia unei fete în Arad, într-o zi. Dragii mei, mi-a fost mie rușine ca slujitor că Biblia mea nu era așa subliniată cum era Biblia Și astăzi mă uit la fata aia și văd că e bine binecuvântată în viață și văd că Dumnezeu e cu ea. Pentru că și-a făcut timp să sublinieze Biblia și să pune cuvinte acestea în inima ei. Domnul să vă ajute la limba și literatura divină să luați maximul de credite. Să luați maximul de credite. Nu se poate, dragii mei. Deci nu o, să ajungem, nu o să ajungem în cer fără materia asta, să știți. Nu, nu absolvim fără asta. Se strigă catalogul în Apocalipsa 20. Asta e materie de bază. Nu e opțională. Pentru noi am spus uh, materii obligatorii, că noi nu ne plac materiile opționale. Dacă ar fi după noi, am pune obligatoriu sportul, da? Și matematica opțională. Așa am face noi dacă ar fi după noi. Dar noi după noi. Și slavă Domnului că nu după noi, că așa ajungem ceva în viață, da? Doi. Uh, un alt curs, un alt curs, o altă materie, de asta dată de la Politehnică, da? Primul cuvânt vă sună foarte da? Matematica socotelelor înțelepte. Acum vreau să vă spun că și eu am fost la poli și am încercat să scap de mate. N-ai cum să scap de mate. Acum la unele le pare rău, zice, mă, dacă știam, zice. Deci n-ai cum să scap de mate la politenică, dar n-ai cum să scap de mate nici în viața spirituală omului bun. N-ai cum să scap. În momentul când ești în clasa 1, a doua, a treia, da, deja începi cu operațiile de bază. Plus, da, minus, înmulțire, împărțire, da, mai târziu, gimnaziu radical, ridicare la putere, da, și în liceu derivate și integrale. V-am pierdut pe câțiva. Ați luat tot ba, toți bacul, mă gândesc, că altfel n-ați fi aici, nu? -așa, că așa, mă nu facem scrieri dacă... Da? Deci nu v-am pierdut pe nimeni încă, da? Vreau să vă spun, dragii mei, că am observat oameni în, în creștinism care încearcă să rezolve derivate. Și mă, cum o fi cu Armagedonul, zice? Mai zi -mi și mie, mă, zice. Frate Cristi, eram în Bucovina, zice, m-a terminat un bătrân la 80 de ani, eu, am că sunt mare predicator și mare înțeles, eu eram praf, da? Frate Cristi, ce ne explici din Apocalipsa 13? Nu știu ce am zis în Apocalipsa 13. Zice, cum ne explici tu Apocalipsa 13? Când am văzut acolo răpire, acolo, cu... O, am zis, frate, zic, eu... Și Dumnezeu a lăsat Apocalipsa la urmă și eu o las la urmă. Așa i-am zis. Deci ce să faci cu Apocalipsa, frate? Deci la 80 de ani, pe el îl înțeleg. La 80 de ani, el a pe Apocalipsa, că era la 80 de ani. Eu aveam în viața în față, nu și mă gândeam la Armagedon. Înțelegeți? Dar unii asta fac în viață, frate, zice, hai să vedem cum e aia, zice. M-a sunat unul să-mi zică, frate Cristi, știi cum îl chema pe mirele de la nuta din Cana Galilei? Mi-a pe cam pe 2 minute de la Orange cu el, da? Și când vine la noi de la biserică o să-ți explic și am spus pe să nu ajung în grabă, da? Dar încearcă oamenii să rezolvă, frate, ce părere ai despre... Dragii mei, eu vreau să vă spun ceva. Prima, cea mai esențială operație din Biblie este frica de... Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Și dacă vrei să ai succes în viață, începe cu lucrul acesta. Dragii mei, toată matematica Bibliei se leagă de frică de Domnul. Dacă nu există frică de Dumnezeu, nu există frică de slujitori, frică de părinți, nu există frică de nimic. Fac ce vreau, frate, că oricum, lasă, eu, eu stăpân, lasă-mă cu Dumnezeu, te Nu, dacă vei începe în viață cu frica de Domnul, vei ajunge la momentul acela în care să rezolvi integrale derivate. Haideți să vă dau exemplu câțiva mari matematicieni din Biblie, foarte buni matematicieni, recunosc. N-ar primi premiul Nobel astăzi din partea autorităților, pentru că lumea de astăzi are alte principii. Dar vă amintesc de Moise și te rog să mă afișez Evrei 11 cu 28. Unul din cei mai mari matematicieni ai Bibliei. Cele mai grele integrale le-au rezolvat prin pustie. Ascultați. Evrei 11 cu 28. Am crescut referința. Dar eu vă spun ce scrie acolo, da? Spune acolo așa, el a socotit o cara lui Hristos ca o mai mare, tot în 11, în capitolul 11, ca o mai mare bogăție decât ce? decât comorile Egiptului. Oameni buni, voi știți ce comori avea Egipt atunci? Vă amintesc? Chiops, Chefrem și Micherin, spune ceva asta. Ce să astea? Dragii mei, sunt marele piramide ale Egiptului, nu mai vorbesc de învățătura din acea vremuri. Egiptul excela printr-o matematică, printr prin drept, prin ce veți voi. Și într-o zi moi se pune asta în față și pune pe de altă parte pe un altar, o cu Dumnezeu. Și uitați ce spune Biblia, când au făcut socotelile o să o o lui Hristos. O să fiți o la facultate, ascultați-mă, dacă veți fi sfinți. Dacă nu veți transcrie și, nu veți copia, da? Asta nu vă place, da? Știți cu ce am rămas din facultate? Cu ce n-am copiat? Cu asta rămâi din viață, cu ce nu copiez? Vei fi, vei fi ocărât dacă vei fi un sfânt acolo în facultatea unde ești. Dacă nu în jur, dacă nu merg la discotecă, dacă nu merg unde merg ceilalți, vei fi ocărât. La într-o zi, ascultă-mă. Într-o zi vei vrea să fi avut mai multă ocară. Pentru că această ocară ne aduce o mare bogăție într-o zi. Unde? Nu în Egipt, că Egiptul arde. În cer, slăviți să fie Domnul. O altă matematiciană din Biblie, extraordinară matematiciană. văduva săracă, da? Câteodată. Doi bănuți, da? Eu, dacă eram în locul Domnului Isus, aș fi spus, bă, nu are cum. Deci ăla o umplu ca să cu sacul de bani și asta pune doi bănuți. Iisus nu se uite la cât pui la colectă, ascultă-mă bine. Ce mai fericiți acum asta e care se uită live, că nu fac cu colectă. Da? Ar trebui să mai vină pe la biserică din când în când. Dar Dumnezeu nu se uite la cât pui la colectă, Dumnezeu se uită la cât îți rămâne acasă. Înțelegeți ce spun astăzi? Dacă am 1000 de euro, e ușor să pun 100 de euro la colectă. Dacă am 100 de euro, e foarte greu să pun 100. Văd, Vasarac, a au avut doi bănuți. Eu aș vedea numai unul, maxim. Poate 0,5. Dar, dragii mei, știți ce spune un verset din Biblie? Cel neprihănit va trăi prin. O zic, eu am o casă de rogol, n-am o casă nimic în cuptor de microunde, n-am o casă nimic în cămară. Da, mă, Dumnezeu, un cer. Domne, doamne, dă ne putere să ne facem și noi calcula, ca și văd o vasă săracă. Să-i dai lui Isus și spune acolo, din sărăcia ei a dat cât. Totul, totul, de la Dumnezeu tot. Fiului lui Core, ce o zis fiul lui Core, mai mult faci o zi în casa Domnului decât o mie? Păi dacă mergi în Austria să vezi, sau în, Germania să vezi cât se câștigă într-o lună, undeva la 2000, 2500 de euro, da? Să renunți, să renunți la o mie de zile ca să fie o zi în casa Domnului. Ce ziceți? În ochii multor ar fi o afacere proastă, dar în ochii lui Dumnezeu e o afacere extraordinară. Pentru că acolo, în casa lui Dumnezeu, nu primești neapărat bani, dolari, euro. Știți ce primim? Acolo primim putere de sus ca să ne ducem lupta până la capăt și într-o zi să fim cu El. Haideți să vă spun și câțiva corigenți la matematică din Biblie. E sau? S-a uitat sau și-a făcut calcule, zice. Deci aici am, zice, mâncarea și aici am binecuvântarea, da? Nu știu cât e în Timișoara la ciorbă. Mă gândesc că cea mai scumpă ciorbă în Timișoara, mă gândesc, nu știu, să fie 70-80 de lei la cele mai restaurant, de lux restaurante. Vreau să vă spun că e sau a mâncat cea mai scumpă ciorbă din viața lui cea mai scumpă ciorbă. O trebuie să o plătească cu binecuvântare. Știți că sunt rugăciuni în Biblie făcute cu lacrimi și neascultate. În evrei spune că măcar cocerea cu, cu lacrimi. Dragii mei, ascultați-mă, va trebui să aveți mare grijă să nu faceți să la asta greșit. Ce la asta, cum a zice, că oricum mă căsătoresc cu el, zice, Am auzit asta. Zice, oricum ne căsătorim, zice, oricum ne iubim, zice. Îi dau cadou acum, nu la luntă. Ce calcul greșit. Și apoi fratele zice, am probleme, zice în căsătorie, zice. Păi ai probleme pentru că, că această căsătorie care noi o întemeiem în momentul când da, ne alegem partenerul, se întemeiază pe o fundație. Care dintre voi să le audă cu fundația când vine cineva acasă? Deci hai, hai să, iau orlețul să tărâi fundația. Am o fundație, zice, extra. Nimeni. Nimeni. Arăți perdeaua, arăți colțarul, arăți, da, arăți. Oameni buni, n-ai avea ce arăta dacă n-ar fi o fundație acolo de beton 500, să fie o fundație superbă. Exact la fel e în căsătorie. Dacă începi căsătoria cu fisuri, toată viața ai probleme. Toată viața ai probleme. Doamne, binecuvintează toți tinerii de aici. Să-și facă bine calculele. Iuda, un alt coregent la matematică, l-a vândut pe Iisus pentru că știgu a 120 de zile de muncă. Da? 120 de zile de muncă. Cât să fie aia? Câteva zeci de milioane în bani noștri de astăzi. Cum vi se pare? Scump, ieftin. Dragii mei, vă doresc astăzi să vă faceți foarte bine calculele. Eram ca și voi în Timișoara. Și îmi creează un pic emoții în momentul de astăzi, pentru că în urmă cu 10 ani am început și facultate în Timișoara. Eu n-am știut că trebuie să vii cu trei luni înainte să-ți iei cărie, da? Era să ajung în stradă. Eu am venit în octombrie, înainte cu zi înceapă scoala, să înceapă școala mea să-mi iau cărie, da? Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nu există om sincer în Biblie pe care Dumnezeu să-l lasă de ocară. Nu există om sincer. Am fost sincer și am spus, am spus Doamne, mă duc să-mi caut și eu cărie. Am venit cu părinții, cu mașina și tu ne-ai parcat în fața blocului unde avea să-mi iau chirie. La 500 de metri de politehnică. O zis, mă întrebau prietenii, cât timp ai venit? Am zis, cu o zi înainte. Extraordinar. i ai cunoscut? Na, l-am cunoscut pe, pe el, l-am cunoscut. Pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Ce frumos să începi cu o experiență cu Dumnezeu și apoi să mergi mai departe. Da? Că tot vorba de matematică. Eram la examen la politehnică într-o zi și am zis, Doamne, tu, tu, tu vezi, când alții se distrează afară, eu am încercat să învăț. Doamne, am zis, n-am ajuns cu materia. În, în, vremea aceea la poli, toată matematica din doi ani s-a compresat într-un singur an. Că Au crezut că suntem dox, dar noi eram... Da? Au crezut că ăștia fac față, zice. Noi nu apucam să scriem cum, după cum scria profa la tablă. Noi deja eram cu cinci table în spate. Noi eram pierduți. Da? Pierduți. Da? Și am zis, Doamne, te rog frumos, Doamne, nu mai pot, Doamne. Dă-mi, te rog, și prin Duhul Domnului, cu călăuzirea Domnului, am deschis, am deschis manual de matematică, Nu numai jumate, eram înainte, cu înainte cu o zi de examen, numai jumate m-am apucat să fac în semestrul acela. Și am deschis și am zis, Doamne, cer cuvântarea Ta peste această lucrare. Și Dumnezeu mi-a mi deschis manualul la o lecție și exact lecția aia am primit-o la examen. Îți bune minunile, dar nu sunt așa frecvente. Înțelegeți? Un vrea la fiecare sesiune să aibă minuni din astea. Nu o să fie așa frecvente minuni. O să fie și în loc să faci minuni, să te faci de minune uneori, da? Pentru aia e foarte bine ca să înveți regulat și numai în momente limite să apelezi la minuni, să știți. Numai în momente foarte limite. 3. Managementul timpului liber. Facultate de management, da? Cine e aici, da? Poate de la management. O altă materie, un alt curs care trebuie să-l absolvim cu, 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 cu brio. Vreau să spun că aveam colegi la facultate, nu știu cum aveți voi, dar eu aveam colegi care toată, toată noaptea jucau Counter-Strike. Până la 4 dimineața jucau. Eu, eu când vedeam, vineau cu patru cafelele la, la, la facultate, da? Eu am crezut, mă uitam la ei, mă zice cât au învățat ăștia, mă gândeam, băi, extraordinar deci. Eu, lângă ăștia mai pun la examen, m-am pus toată lângă unul din ăla, am picat, deci... Gata am fost, ați înțeles? Eu mă uitam la ochii lor roșii, am crezut că sunt roșii de la citie, da? De la, de la placrim, da? când încolo era roșu de la Counter-Strike. Vreau să vă spun ceva extraordinar, ceva frumos. La examen s-a jucat proful cu ei Counter-Strike, bineînțeles, în ghilimele, da? Și o trimis în level 1 pe toți, da? Eu o trimis la primul curs pe toți, da? Eu am pușcat pe toți, da? Să știți. Deci, după ochii roșii, de, de, de unde vreau să ajung? Timpul pierdut aiurea. Timpul... Băgau părinților banii pe cont, da? Mă zice, copilul meu să le udă acolo. Zice, copilul meu zice, e 20. zice, e dog să zice. Copilul nu juca fiecare noapte Delta Force și Counter Strike și Need for Speed, da? Avea nevoie de viteză ca să cadă. Înțelegeți? Avea... Opa. La cineva nu i-a plăcut expresia. Vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu se uită foarte mult, Dumnezeu se uită foarte mult la cum ne petrecem timpul liber, să știți. Foarte mult. Dacă vreți să știți ce e Cristi Boariu, vă rog frumos să nu mă evaluați după predică. Și să nu evaluați corul după cum cântă, deși o cânta foarte bine. Dacă vreți să știți spiritualitatea unui om, du-te să vezi ce face omul ăla în timpul liber. Am crezut că spune, slavă Domnului, hai să vină frații, acum să vine comitetul la mine să vadă ceva că în timpul liber. E greu, nu? E greu. Dragii mei, ce faci în timpul liber îți demonstrează caracterul tău adevărat. Da? Îți demonstrează, da? Uitați-vă la Dina, avea și ea timp liber și într-o zi o zi, zi și eu, zice, mă, că prea multe garduri mi-au pus părinții. Ies și eu un pic în oraș, zice. Drumul ăla i furat haina de mireasă. Nu mai putut să zic că la către păstor, am haina, era gri deja, era gri. Dragii mei, uitați-vă la Samson, uh, uh, sunt drumuri care ziau haina de mireasă în timpul liber. Sunt drumuri care s-ar putea să-ți ia puterea. Samson, a fost un drum care i-a luat puterea. 10 kilometri era între Torea și Iștaol și granița cu Filistenii și Timna. 10 kilometri. Granița de aici până în lume e foarte scurtă, foarte mică. Un clic distanță. Un SMS, un gând. Foarte scurt. Uitați-vă la Dima. Sunt drumuri care te pot despărți de sfinți în viață. Drumuri care te pot despărți de sfinți. Dragii mei, vă invit astăzi să vă valorificați timpul liber. Să vă uitați să vedeți, știți ce mi se pare interesant, ce-a spus Iorga, că în viață pierde mașina la moarte. Faceți un experiment, sună un pic uh, ciudat. Luați un laptop, puneți Counter-Strike pe el sau puneți un joc sau un film și mergeți la realimare în Timișoara să vedeți oamenii la care le l-au spus mai ai trei luni de viață dacă vor juca Counter-Strike. Nu cam ceva cu joc, nu, deci... Uita, să vedeți dacă o să zic, ah, mă la un film 10, am cancer 10, mă, mă distrez un pic 10. Nu! Omul ăla face orice, zice, mă, să mai petrec un pic de timp cu familia, că prea mult am fost plecat la lucru. Să mai investesc un pic, mă, poate, poate mă pocăiesc, poate mai citesc Biblia. Au spus un patron, n-am timp de Biblie. Și Dumnezeu l-a băgat în spital și au avut două Biblii lângă el. Două. Pentru că Dumnezeu îți face timp dacă tu n-ai timp. Vă invit, dragii mei, astăzi să investiți. Cea mai sigură bană care vă recomand astăzi. Banca cerească pentru dezvoltare. Domnul să vă ajute să investiți acolo. Vizite la bolnavi, la orfani, la văduve, la bătrâni. Spune un verset în Biblie și nu l-am înțeles până acum aproximativ o lună. Spune așa versetul acela. Ascultați. Adunați-vă comori și strângeți-vă comori unde? De ce în cer? Unde hoțul nu le fură. Așa, și... dragii mei, n-am înțeles. Cum adică hoțul nu fură acolo? Bun, înțeleg că nu sunt hoți în cer, dar nu la asta se referă neapărat. Ascultă-mă. 50 de lei care îl dai în numele Domnului unui sărac, unui orfan, unei văduve, unui bătrân care poate nu are. Hoțul nu mai poate fura aia 50 de lei, că i-ați deja în cer. Mulia nu mai poate roade, roade cămașul aia nouă, dar nu secând. Aia nouă, care am dat în numele Domnului unia din Oltenia, că ați fost și în Oltenia ca și tine. Și vă recomand să mergeți. Are nevoie Oltenia de noi. Avem India noastră, avem China noastră aici. Am întâlnit acolo oameni care au mâncat supă de varză 400 de mâini la rând. Familie. Oameni care duc la limite extraordinar de greu. Dar în fiecare seară, ascultați-mă, în fiecare seară vin la biserică. Pentru că au un Dumnezeu în cer. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, spune despre Iisus Hristos că într-o zi în casa Martei și a Mariei. Și Marta era supărată, era nervoasă și a spus, Doamne, cine face 13 sandwich-uri, 12-13 sandwich-uri, cine face? Și face, ce îi pune 12 pahare cu apă? Dar ce stai aici eu? Zice. Doamne, ce face curat aici? Doamne, spune și la asta, zice. La asta. Spune și la asta să vină să mă ajute. Eu dacă eram în locul Domnului Isus, i-aș fi dat dreptate, pentru că poate zera foame, nu? Vide pe drum. Căldură mare în Israel, toridă, da? Nu e asta. Las că după aceea, zice. Las că putem. Nu. Se uită Iisus la Marta și asculta. Ce, ce lucru extraordinar. Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu un singur lucru, trebuiește. Și ascultați, ce frumos, Maria și-a ales partea aceea. Știți ce mă mișca pe mine? Nu până aici. Și urmează. Care nu îi se va lua. Și acum am un gând primit de la Domnul. Tot ce Marta face în lumea asta, vom pierde la mormânt. Tot ce Maria face în lumea asta, trece dincolo de mormânt și ajunge până în veșnicie. Dragii mei, vom pierde tot ce investim financiar, telefonul, poșetă, cadouri, ce vreți voi, tot pierdem într-o zi. Dar ascultă mai bine, nimeni nu-ți poate lua rugăciunea aia de marți veara. unde vine Maria, Marta mai rar. Dar nimeni nu-ți poate, nu poate lua rugăciunea aia. Nimeni nu-ți poate lua ziua aia de post, ziua aia de post care ai pus tot deoparte și colegiul zice, ia, tu nu mănânci. Sau mai eu cine o observa că tu nu ai mâncat. Nimeni nu-ți poate lua, dragii mei, cântarea aia care ai cântat-o, nu la Winap sau, da, noi punem Winap-ul cânte sau punem cd și la... Nu, ăla nu o să aibă răsplată, stai liniștit că nu o să ai răsplată că ai ascultat Winap-ul. O să ai răsplată dacă tu l-ai le, le leudat pe Dumnezeu. Nimeni nu-ți poate lua repetiția aia de cor, nimeni, să știi. Vei rămâne în viață, dragii mei, doar cu ceea ce facem pentru Domnul, adică ceea ce face Maria. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Patru. Facultatea de biologie, că sunt, este o, de medicină, da? anatomia omului spiritual. O altă materie care nu putem sări peste ea, pentru că Iisus Hristos în Evanghelie o prezintă și o predă materia asta. Hai să ne uităm la trei componentele omului spiritual, inima. Fiul le dăm inima? În momentul când un om moare în accident sau o moare într-un infarct sau în alte lucruri, cu acordul familiei poate avea loc un transplant, da? Rinic, ficat, inimă, Inima e ultimul lucru pe care cineva este de acord să-l dea, să știți. Un rinic mai dă, da? Și dacă e în viață, zice la, am donat un rinic și mai trăiesc cumva. Poate o parte din ficat sau ceva extras din măduva spinării mai poți să dai. În momentul când în mod spiritual îți dai inima, adică s-a făcut transplantul acela, omul intră într-o moarte irreversibilă, o moarte fizică totală. Dragii mei, cu Dumnezeu e exact invers. Pe când eram noi încă morți, în păcatele, Cine ar muri pentru un mort? Puneam întrebarea asta azi dimineața la noi. Cine ar muri pentru un mort? Numai Iisus poate muri. Și astăzi ne am înviat aici, ca să trăim pentru el o veșnicie. Dar pe când eram noi încă morți, o zis, fiule, dă-mi inima. Dragii mei, cu, cu, Dumnezeu e exact invers. În momentul când îi dai inima, nu mor cu totul. În momentul când îi dai lui Iisus inima, atunci încep să învii. Slăvi să fie Domnul. Fiule, pentru asta sunt probleme în, 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 anumite, în, anumite, situații cu tinerii, cu mai știu eu cine e familie, este. O dă da lui Dumnezeu un rinic, o ureche. Îi dă lui Dumnezeu numai un ochi, zice. Un ochi, zice. Cu asta la ochi, zice, mă uit unde... N-ați observat ori pe stradă care își pun ochelari de soare. Mă dați ce bine să zice. E stă extraordinar, zice. Ei frumos. Te uiți și nu știu ce boală are în spate. Nu știi. Dar eu de fapt, vrea să ascunde un defect în spate. O, oh, de câte ori nu facem spiritual așa. Pace, dar vă dați ce mă bucur să te văd, zice. Și în gând, când pleacă să zice. Când mai pleacă, zice. Dar ce, că ați venit până... mă bucur că ați venit până la noi, zice, da? Știu, în gând altceva. Dragii mei, mă rog astăzi ca Dumnezeu să ne ajute să punem pe inima noastră un sistem de alarmă. Și după ce i-am dat inima lui Dumnezeu să nu mai dăm decât Sfinților Lui, ăia să aibă acces la inimă, să știți. uite puțin. Nu-ți da inima unuia care nu cunoaște pe Dumnezeu. Nu-ți da. Că asta e o problemă foarte mare în viață. Facem de fără Dumnezeu. Și dacă nu iese cu virgulă, îi imputăm lui asta. De ce, Doamne, de ce am ajuns la divorț? De ce am ajuns aici? De ce am ajuns acolo? Pentru că ai făcut calcule fără mine. Ochiul. Anatomia omului spiritual. Ochiul. Biblia vorbește foarte mult despre ochi. Da? Matei 5 cu 29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate și... Puteți să zic că, Domnul, dacă ochiul tot te face, puneți ochiul la de sau despre care îi vorbeam și merge mai departe, biserica, corul, predica, merge mai departe. Nu! O spus Domnul Iisus, scoate și leapă, dar acum te gândești cum adică, care câștiga toți doctorii din Timișoara dacă îmi face toți operații de ochi. Nu, nu la asta se referă. Ce faci cu ochiul? Vezi. Îndepărtează imaginea, îndepărtează lucrul acela care te face să cazi în păcat și care îți întinează tot trupul. Asta spune Biblia. Băiat de 24 de ani, cancer la laringe. Spune doctorul, tânărule, ai două variante. Unu, te las mai departe, așa, cu cancerul la laringe, în trei luni ești mort. Doi, îți scot laringele și rămâi în viață. Da, zice, da, nu mai pot vorbi. Nu mai poți vorbi. Vei vorbi numai în șoaptă. Dar măcar rămâi în viață. Și-o zis doctorul Alege, rămâi în viață fără la laringele cancerigen sau mori împreună cu laringele și mai vorbești trei luni. Zice Lasă domnul doctor, că dar nu o fi chiar așa, zice. Doar nu o sti voi chiar așa, zice. Lasă că mă trezesc eu mai mult și vă vreau să vorbesc, zice. După două luni jumătate merg la medic. Știți ce se spune către medic? Vă implor. Avea deja cancer la ringe extins în gât, extins spre plămâni. Vă implor, zice. Vă implor, faceți-mi operația. Te-a spus doctorul. Prea târziu. Dacă acum te operezi, mor pe masa de operație. Un bătrân exact de aceeași bol la 70 de ani. 70 de ani. Exact de cancer la laringe. Știi ce a spus că doctor? Domnule, dacă trăiesc până la 90, 100, nu contează. Prefer să vorbesc în șoapte, dar să rămân în viață. Dragii mei, exact la asta se referă versetul acesta. Nu poți, deci dragii mei, sunt două variante. Alege în, 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 viața asta. Între a trăi fără ceea ce te face să tragi în păcat, să ajungi în păcat, da? Sau a muri împreună cu plăcerea ta. Alege între astea, pentru că plata păcatului oameni buni este moartea. Libertatea unor tineri de a vedea ce vor ei, i-a orbit complet. Câte mărturisiri? Câte mărturisiri? Mi-am permis, zice, un clic. Azi am trei copii și nu-mi revin. Azi am un copil, nu-mi revin. O băgat divorțul, m-au prins. Dar de ce ți-ai permis să, să, mergi să faci fundația la casă cu fisuri, cu cofrag din la slab, fără ciment din la tare? De ce? Păi am zis că oricum nu să pastorul astea și alții. Dar știe Dumnezeu, dragii mei, că El ne vede și ne cercetează. Un alt aspect, urechea și încheie la patrulea punct. Proverbe 22 cu 7. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțeleptilor și ia învățătura mea în inimă. ascultă mă bine ce spun astăzi. Muzica creștină pe care o asculți, bârfele, bancurile, înjurăturile, te vor influența în viață, să știi. Ascultați șoaptea Duhului Sfânt? Noi spunem cine e cu Duhul Sfânt? Gata, garantat. Nu e adevărat. Ho, oh, câți vor fi în ea? Cu Duhul Sfânt. Aici. Botezat cu Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt. Da. Dragii mei, ascultați-mă bine ce spune romani. Cine umblă cum? călăuzit de Duhul Sfânt este fiul al lui. Trei lucruri simple. Eu pot să am GPS în mașină și GPS-ul să fie oprit. Și o să cred că mă duc bine și nu mă duc bine. Poate fi GPS-ul pornit, da? Dar direcția greșită poate fi GPS-ul pornit în direcția bună și totuși să zic, eu știu mai bine, eu nu iau un dreapta la sensul duratoriu al păcatului, nu iau în dreapta spre cer, eu mai fac o curbă, mai mă duc în altă parte, eu știu mai bine ca gps Asta e o comparație, ca să înțelegeți, dragii mei, că e important nu numai să ai două sfânt, e important să-ți păstrezi, cum spunea poetul, păstrează urechea, ochii, fără vină, inima, ca să coboare o sfânt când ai nevoie de călăuzire în viață. Și spun, Doamne, lucrează în felul acesta. Amin. Și în ultimul rând, avem și eu, poate printre noi, care au dat la sport, nu? Facultatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara, una din materiile extraordinare, sporturile preferate ale creștinului. Dragii mei, voi sunteți tineri, puteți face sport? Vă recomand trei sporturi biblice, cu dovezi biblice. Unul, vă recomand alpinismul spiritual. Deci este alpinism utilitar, este alpinism de hobby, Everestul, da? Dar eu vă recomand alpinismul spiritual. Ce înseamnă alpinismul spiritual? Înseamnă să nu te mulțumești cu puțin în viață. Mă întreabă, Patrick chestii. Un, un, capitol pe, pe lună ajunge, zice, un promis raion. Dar cum să-ți promis cu un capitol pe lună? Dar n-am cum să-ți promis E ca și cum mi-a spus mele de patru ani jumate, bea lapte praf, că într-o zi o să ajungi cea mai frumoasă mireasă din viață. Dragii mei, așa sună, așa sună. Un minim, minimul, zice, minim. Nu! Alpinism spiritual înseamnă că nu te mulțumești tot timpul jos, la bază, tu vrei experiență noi cu Dumnezeu, tu vrei să ajungi la starea în care a ajuns Havacuc, 3 cu 17, ce-a spus habacuc? Chiar dacă nu mai rămâne nimic în cămară, în frigider, în contul din bancă, vorbesc în termenii noștri, chiar dacă nu mai, rămâne, nu mai am ce mânca, chiar dacă nu mai am ce îmbrăca, o zis Habacuc, relația mea cu Dumnezeu nu se bazează pe ceea ce am. Relația mea cu Dumnezeu se bazează pe ceea ce sunt, adică sunt copil al lui Dumnezeu, slăvi să fie Domnul. Ajungem la stadiul acesta. E și ora acum, toți, când la KFC, da? După biserică. Și să fii pocăit, da? Ce a fost fain la biserică, zici. Da? Dragii mei, ușor. Dar ascultați-mă bine ce vă spun astăzi. Am întâlnit în țara asta mamă cu trei copii și am prins-o coleg în turziși de pe câmp. Era cu plasă ce cu urzici în plasă. Am uitat la ea și nu culegea pentru că de slăbire, și nu curăgea ca să fie mai sănătoasă, ci curăgea pentru că o zis Cristi, nu mai am chiar nimic. Am uitat la Iași și îl mai, mai vrei să mai vii la biserică? Și o zis, da, Cristi, pentru că în urmă cu doi ani, când m-am botezat împreună cu soțul meu, eu n-am spus, Doamne, numai la bine. Nu, am spus, Doamne, și la bine și la rău. Și cu frigider și fără frigider. Și cu bani și fără bani. Pentru că, ascultați-mă, oameni buni, pentru un pocăit adevărat, nu contează ce are pe masă, contează ce are în inimă. Și dacă în inimă ai pe Dumnezeu, ai totul. Știu că acești studenți, vezi, vă, va fi greu uneori. Nu o să mâncați totdeauna numai bunătăți. Nu o să ai totdeauna numai haine bune de îmbrăcat. Ascultă-mă bine. Noi avem cerul, frate și surori. Atât de sărac a fost Iisus Hristos, atât de sărac a fost Iisus Hristos, o zis, zice, du-te, zice către Petru, că nu, ne putem plăti impozit. Apoi a zis altul, zice, dacă vii după mine, nu o să ai unde dormi. Vulpile au vizuini. am, am creat vulpile și aștia au vizuini. Păsările au cuiburi, dar eu n-am unde să-mi plec capul. Atât de sărac a fost Iisus că ne a îmbogățit pe toți. Ne-a dat veșnicia la toți. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, vă doresc să faceți alpinism spiritual, să aveți experiențe cu Domnul, să urcați tot mai sus. Știți cine ajung în cer? Nu pentru costale sau baptiști sau carismatici sau catolici. În cer ajunge o categorie de oameni. Galateni. Oamenii în care ia Iisus chip. Amin să vă confunde colegii cu Isus, să vă confunde profesorii cu Isus. Un alt uh, sport pe care vi-l recomand se numește box cu firea pământească. Nu asta zâmbiți, dar vreau să spun că uh, foarte puțin mai practică astăzi. Unde scrie în Biblia asta? Adică de unde, unde mai scos și pe asta? Eu alerg, zice Pavel, dar -ar, nu ca și cum n-aș în control alerg. Mă lupt cu pumnul. Dar cu cine? Cu cine? A. Când ați dat urmată cu pomnul în voi? Ce tași fi de pământească, mă, nu mă, tot mai cere atâta cheltuială, mă, tătă ziua numai manicură și pedicură, tătă ziua am cere deja. mai fac față cu abonamentul la salon de bronză, zice. Mai tași, dă-mi pace o dată, mă, zice. Vreau să mă pocăiesc, zice, mă. Gata, zice. Gata, zice, cu cheltuială, mai bine la să lași bani. Ați dat cu pumnul așa vă în voi. Să simți ca și băiat, ca și tânăr, că uh, vrei să accesezi anumite site-uri și să spui, Fire pământească îți dau trei zile de pot dacă nu te pocăiești. Trei zile îți dau. Dragii mei, voi zâmbiți, dar să știți că nu de zâmbit. Să știți. Am întâlnit tineri, frate, că este am probleme. Când ai postul Acum așa să le am postul Cum să nu ai probleme atunci? O colegere de probleme Foarte multe probleme ai, să știi. Foarte multe. Un alt sport. Jogging sau atletism pe maratonul vieții. Întâi Corinteni 9 cu 24. Alergați, dar în așa fel încât să căpătați. Ce? Dragii mei, să știți că istoria noastră se apropie de final. Uitați-vă la legile care se dau în jurul vostru. Uitați-vă la evenimentele care se precipită. Și o să vedeți că nu o să mai... Sfinții nu vor mai trăi mult. Oameni ca și cei care stau în picioare și care m-au făcut să duc predica până la capăt, din cauza lor am nu o pun la capăt, pentru că mă dat curajul ăsta. Cât timp în România mai vezi oameni în picioare, în biserică, că nu mai este loc. Înseamnă că mai sunt sfinți în, în, în România. În Geneva, biserică de 5.000 de membri, acum 5 ani. Mai sunt 80. Dragii mei, boala, suferința, uh, greu, cancerul, ce vreți voi? Nu ne poate smulge din mâna la Dumnezeu dacă suntem sfinți. Dar este ceva ce ne poate smulge, știi ce? Păcatul. La ăștia 80 păstorul le trimite programarea pe e-mail și ei răspund pe e-mail în funcție de cine predică dacă vin sau nu mai vin. Din 5.000, fac la subsol 80. Și de ce sunt bucuros astăzi? Când poarta cerului, dacă la intrare să stă în picioare, vă dați seama ce aglomerat va fi în cer? Dacă la poarta cerului, la intrare în cer, să stăm în picioare. Da seama ce aglomerare va fi în cer. Doamne, binecuvintează toți de aici. Amin. Să puteți puta cer în inimă și luni și marți, și miercuri. Da? Amin. de încheiere, spunându-vă că aveți nevoie de toate creditele. Aveam lângă mine colegi care întrebau, domn profesor, care e minimul de credite, zice? Care e minimul? Putem trece cu 35, nu ai nevoie de 60. La pol poți să treci poate cu 5 în minus sau fără materiile ale opționale. Ascultați-mă, dragii mei, aștept 5 materii care astăzi le-ați auzit. Vă garantez cu Biblia în mână, nimeni nu va putea intra în cer fără el. Nimeni. Vineri seara, stăm cu un la ora 12 noaptea, spuneam o mărturie care vreau să vă las. Inima mișcat foarte mult. Zice, Cristi, după 10 de ani, de, după 18, 20, 22 de ani de suferință, nu mai știu exact, ai fratelui meu, zice, m-am dus să-l vizitez, zice. Am plecat la el acasă să-l vizitez, am intrat înăuntru și l-am văzut tot așa slavă acolo pe pat. Am venit să mai vorbim încă o dată, să mai fac timp pentru el. Și în timp ce vorbeam cu el, fratele meu se oprește, se schimbă un pic la față, se uită într-o parte, într-un colț, se uită înapoi la mine și zice „O intrat un înger în cameră, zice. Păstorul, fratele lui, a început să stea. Da? Fratele său care era bolnav și-a schimbat privirea de la fratele său de la păstor. Și câteva minute s-a uitat într-un colț al camerei se vedea că-și mișcă buzele și că vorbește, dar n-auzea păstorul ce spune, n-auzea nimic. După câteva minute se întoarce și zice, fratele meu, zice, au venit vremea în care trebuie să plec. Au venit îngerul, zice, cu tot dosarul vieții mele de la vârsta de șase, șapte ani de când am început să deosebesc binele de rău. Mi-a arătat toată viața mea și în special mi-a arătat viața de după botez. Pentru că până la nașterea din nou, Dumnezeu m-a iertat. Și mi-a zis înger, nu poți pleca de aici până nu-ți două lucruri. Dar mă pe pastor frate, știu că mărturisirile nu se spun și nu vă cer să-mi spuneți mărturisirile, dar spuneți-mi, erau păcate grave? au zis cum să fie păcate grave. Cum asta a fost pe pat ani de zile. Și-a dus suferința și greu aici pe pat. N-avea cum să facă prostii foarte mari. Și mi-a zis păstor așa, au zis sunt două păcate care cei mai mulți de astăzi le fac ca și apa. Ca și cum ar bea apă. Dar înainte să se mărturisească, am să vă spun un detaliu. El nu a vrut să se mărturisească la frate sau și îngerul mai venit o și eu zis, la fratele tot te mărturisești ca să-ți fie smerenia cât mai mare. După ce s-a mărturisit, că vă liniștea să plătească de a pleca dincolo, și îngerul venit a treia oară. Și în momentul în care îngerul venit a treia oară, au durat aproximativ 18-20 de minute până când acest om s-a întors înapoi din răpirea sufletească pe care a avut-o. Și când s-a reîntors, era cu ochii în lacrimi și a spus, fratele meu drag, mi-a arătat în jurul casa din cer și locul pe care îl voi moșteni. Dragii mei, l-am sunt acolo pe păstoră și a spus, vă rog, spuneți-mi cum arată. Și au zis, Cristi, fratele meu, nu știa să-mi explice atât de frumos era dincolo. Atea lucruri frumoase care ne așteaptă dincolo. O mai durat, știți cât? O zi a intrat în comă fratele lui și din coma aceea, după câteva zile, a murit. Am uitat la păstor și am spus așa, dacă ni se prezintă îngeri, nu ne putem baza pe asta în viață. Să trăim cum vrem și vedem îngeri la final și ne pucăim. Și au zis Cristi, Fratele meu, nu au văzut live programe și de programe, cum vedeți voi, fratele meu, nu a ascultat mii și mii de predici și mii și mii de cântări și mii și mii de poezii cum ascultați voi. Fratele meu a fost intuit aici pe pat și o trei pocăința și a zis Cristi, nu l-am auzit în anii ăștia au dat să se plângă de suferința lui. Totdeauna mulțumea și spunea nu vă străpun cuvintele astea. Am înțeles atunci dacă ar fi trecut dincolo fără mărturisire, ar fi ajuns la judecată. Nu facem asteologie și dezbatere aici. Eu astăzi vreau să ajung la următorul punct. Ce ne permite, ce păcat ne permite să facem astăzi? Că poate tu nu o să ai șansa asta. Poate la tine se sfârșește printr-un infart. Poate ești la examen, la curs, în anii următori și Dumnezeu spune, gata. Dragii mei, vreau să vă încurajez asta și să vă spun ceva. Spunea fratele păstor Cristi, după ce m-a făcut mărturisirea și am văzut ce lucruri minore erau, mi-am dat seama că avem un Dumnezeu foarte pretențios. Și a zis așa păstorul și cuvintele astea vor marca și vă vor marca pe viață. Cu adevărat, Sfinții vor moșteni cerul. Vreau să te uiți astăzi la viața ta și să mă uit la viața mea. Atât de multe lucruri am început să ne permitem. Am zis că nu mă afectează o imagine un flirt la 16 ani, la 18 ani, nu mă afectează chiar dacă nu vreau să mă căsătoresc. O noapte de plăcere în care îmi pierd toiagul, zice, nu mă afectează, zice, te afectează. Oameni buni, vine vremea când trebuie să plecăm dincolo. Ascultați-mă, cerul pentru Sfinții tot mai aproape, să nu vă gândiți că gândesc, o să mai trăiești cine știe câte trezești de ani. Uitați-vă la lumea din jur, uitați-vă la evenimentele, la păcatele care sunt. Stați-vă la orăciunea pustierii care au intrat în unele locuri care au fost sfinte în lumea asta. Că dacă Stalin nu a vrut să omoare biserica din afară, astăzi guvernele omoară și vor să omoare de interior. Știți care e speranța mea? Că oamenii care au fost în seara asta aici și vor vedea viața și se vor schimba. Doamne, ajută-ne asta. Am putut 2000 de kilometri în ultimele două zile. A fost atât de greu să vin. Am dormit la ora 2 noapte azi noapte, la ora 3 cealaltă noapte. Dar am zis, mai vine o dată, pentru că poate Dumnezeu a mai scoate sufletul la mântuire astăzi. Că sunt aici tineri și sunt aici studenți care încep o, o, o universitate, dar Dumnezeu le spune, nu vrei să începi o relație cu mine? uită te la viața ta dacă ai muri în seara asta. La tine nu ar mai veni un înger, că tu ai ascultat. Ce să mai spun înger? Ai, ai, știut, ai știut. Tu ai avut Biblia toată ziua? Ai avut cuvântul, predic? Unde te, unde te duce, omule bun, dacă ai muri în seara asta? Cu ceea ce faci? Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să cântăm o cântare. Pentru că sunt multe drumuri în viață care le avem. Și cântarea spune Vreau lângă Dumnezeu să fiu cât timp. Oricât ar fi de greu necazurile mele, dezamăgirile mele. Oricâtă suferință aș avea, vreau lângă el să fiu mereu. Aș vrea astăzi, dacă ești aici nebotezat, nenăscut din nou, și cuvântul Domnului ți-a vorbit, să vii în față. Dar să nu vii dacă nu ai lacrimi în ochi, să nu vii dacă nu ai o pocăință sinceră și dacă nu vrei să schimbi viața. Sau dacă ești botezat și ai avut un faliment care ți-a spus, nu mai am nicio șansă. Vreau să spun ceva. Câte vreme ai respirat astăzi? Dumnezeu, respirația ți-a dus totodată tot ca să vii seara asta la poarta cerului, să nu rămâi la poarta afară, ci să intri înăuntru pe cet în cetate. Cântăm cântarea asta dacă este cineva care vrea de astăzi să se schimbe, să-și primească mântuirea pentru suflet și numele lui să fie scris în carte vieții, îl invit să vină aici în față și face slujitori, se vor ruga împreună cu voi. E foarte important momentul ăsta. Și de ce cauză? Că atunci când te va atrage lumea spre păcat, tu îți vei aduce aminte. Eu i-am promis logodnicului meu că îmi dau viața lui. Cântăm cântarea aceasta împreună.